Bună, dragii mei, și bine ați revenit acasă la Dacoar! Cine mă cunoaște știe că domeniul decorațiunilor este un domeniu foarte drag inimii mele. De aceea, în momentul în care am văzut produsele noi de la Daco, m-am gândit imediat la niște suporți. Suporți pe care îi putem folosi fie să ne decorăm camera, fie ca o piesă de centru pentru masa de eveniment. Produsele noi sunt aceste bețe super lungi în secțiune pătrată și în secțiune rotundă. Astăzi vom face acești suporți din aceste bețe pătrate și veți vedea că se pot realiza foarte ușor, este un produs ieftin și îl puteți colora în ce culoare doriți, în funcție de camera unde doriți să puneți suportul sau în funcție de culoarea evenimentului. Vom începe cu suportul triunghiular. Avem nevoie de 4 laturi lungi de 30 de centimetri, 2 de la bază 20 de centimetri și alte 3 care vor uni cele două triunghiuri și vor forma un triunghi 3D. Cele 3 vor fi de 10 centimetri. Prindem cu foarfeca în dreptul liniei formate, delimitate, strângem bine foarfeca și rotim bățul. Următorul pas este efectiv să-l rupem. Tăiem aceste mici așchi rămase. Următoarea etapă este să facem 2 triunghiuri și lipim cu silicon. Aplicăm pe capetele bețelor. Urmează să lipim și celelalte 3 bețe de 10 cm care să formeze triunghiul 3D. Am realizat triunghiul 3D, ne asigurăm că este întărit bine siliconul, după care urmează etapa de vopsire. Alegeți ce culoare doriți, eu aleg culoarea roz închis. Mă voi folosi de un burețel. Am terminat etapa de vopsire, urmează să-i facem baza. În cazul în care doriți să îl folosiți pentru agățat pe perete, aveți nevoie de o bază. Dacă îl folosiți ca piesă de centru, puteți lăsa chiar și așa. Pentru bază, aleg să folosesc aceste bețe gigant pe care le vopsesc în culoare roz deschis. Acest suport îl pot decora. Trecem la al doilea. Va fi format din dreptunghiuri. Eu am făcut deja 3 laturi. Vom realiza împreună pe cea de-a patra. Dimensiunea este jumătate din acest băț super lung, și anume 25 de centimetri. Urmează să lipesc 2 bețe între ele, le suprapunem și strângem foarte bine. Veți observa că iese puțin silicon, dar îl vom înlătura. Mai lipim un băț, în așa fel încât vom forma un unghi de 90 de grade. Și am realizat cea de-a patra latură. De asemenea, avem nevoie de 2 pătrate, formate din laturi de 12,5 cm. Urmează să lipim cele 4 laturi în cele 4 colțuri ale pătratului. Am realizat și cel de-al doilea suport. Urmează etapa de vopsire. Pe acesta aleg să-l fac auriu. Am terminat etapa de vopsire. Urmează cea de decorare. Eu folosesc aceste floricele. Foarte ușor de aplicat pentru că au dublu adeziv.
La vopsire puteți folosi ce culoare doriți. Noi avem aici acrilia, o multitudine de nuanțe și puteți alege culoarea preferată. În descriere veți găsi link-uri către toate produsele pe care le-am folosit în realizarea acestui proiect. Dacă v-a plăcut episodul nostru de astăzi, nu uitați să ne dați un like și subscribe aici pentru a vă abona la canalul nostru. Până data viitoare, ne puteți urmări pe paginile noastre de Facebook, Instagram, Pinterest și YouTube și nu uita, creează cu Dacoart!